Hai să punem IP-uri la N-device-uri, până una alta. La PC0, IP address 10.0.0.2. Subnet mask-ul se autocompletează. Iar default gateway cine este? 10.0.0.1, toată lumea, da? Este IP-ul interfeței routerului din aceeași rețea cu PC-ul. Deci atenție, el tot de forma 10 ceva ceva trebuie să fie, da? Și ați văzut mai devreme că era foarte important default gateway să fie specificat corect. De ce? El se rezolva într-un MAC adres, MAC adresul asociat interfeței pe care este pus acest IP. Și MAC adresul acela era folosit în header-ul de layer 2 ca fiind destinatar pentru frame-urile care pleacă de la PC0 către în afara rețelei. Nu? S-a văzut foarte, foarte clar asta în Wireshark. Mai departe, server în dreapta. Desktop IP configuration. Care va fi gateway-ul? 11.0.0.1, da? Bun. Trebuie să facem configurații pe router. No. Enable. Configure terminal. Singurul lucru pe care trebuie să-l fac pe router pentru a merge rețeaua este să pun IP-uri pe interfețe. Având în vedere că routerul ăsta face doar conexiunea între două rețele și n-am o a treia, o a patra rețea, nu trebuie să introduc rute și către acele rețele. Rute către rețele direct conectate se introduc automat, routerul și le ia automat, atâta timp cât interfețele acestea vor fi funcționale și cu IP adres pe ele. Așadar, configure terminal, interface fast 00, IP address 10.0.0.1 cu 255.0.0.0. No shutdown deschide interfața. Interface fa 0 pe 1. Fa 0 pe 0 are 10. Fa 0 pe 1. 11.0.0.1 cu 255.0.0.0 și no shutdown. Și asta este tot ce trebuie să fac pe router. Bun. După ce ați configurat interfețele pe router, aveți IP adresuri și la end device-uri, verificați conexiunea logică de la un capăt la altul a rețelei. Uitați-vă. Adică de la PC0 la server. Asta se verifică foarte ușor cu ping. În 11.0.0.2 de la PC0. V-am spus că există posibilitatea să am niște request timeout-uri într-o rețea care n-a mai fost testată deloc. Da? Următoarele vor merge fără nicio problemă. Bun. Dacă vă merge pingul de la PC0 la server 0, este suficient, ați făcut o rețea funcțională pe care mai departe putem să o folosim pentru a vedea care sunt etapele parcurse la fiecare layer. Bun. După ce am o rețea funcțională, vă duceți în simulation mode, adică de la real time de aici, schimbați în simulation. Da? Și aveți stopwatch-ul ăsta. În sensul că puteți să opriți timpul pentru a vedea anumite evenimente. Eu ce eveniment o să vreau să văd? O să vreau să văd cum se transferă o pagină web de la server la client. Paginile web sunt livrate prin intermediul protocolului HTTP, nu?